Bună ziua tuturor! Bine ați venit la această ședință ordinară, această lună. Înainte de toate vreau să vă salut cu faptul creștinesc. Hristos a înălțat, s-a apropiat și la dumneavoastră. Ce să zicem, o ședință micuță cu 5 puncte pe ordine de zi. Avem și pe domnul Miclăuș care a depus documentație și o să ia O să dea citire la ceea ce a depus, conform legii. Doamna secretar, domnul președinte, vă rog frumos să procedați la demararea ședinței. Bună ziua, domnilor consilieri, domnilor invitați, doamnă deosebită, domnilor de la televiziune. Bine ne-am regăsit la o ședință a Consiliului Local. Constată că sunt îndeplinite condițiile legale pentru desfășurarea acestei ședințe și declarăm ședința deschisă. La materialele comisiei ați avut procesele verbale de la ședința ordinară și extraordinară. Toate sunt discuții pe cele două procese verbale. Dacă nu sunt discuții, le supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Am urmare să predau în ședință, domnul președinte. Bună ziua, stimați colegi, bună ziua, domnule deputat, bună ziua, doamna secretară, bună ziua, stimați invitați. Încă de la început, vreau să fiu foarte transparent și să se desfășoare cât mai corect această ședință, ca să nu mai dau cuvântul fiecărui persoană, dar civilizat, ca să nu mai să înțelege, ajungem la alte discursuri după aia, unul intervine peste celălalt, nu vreau așa. Vă dau fiecărui cuvântul și discutați, dar la subiect. Vă rog, vă mulțumesc! Voi da citire proiectul ordinii de zi, privind convocarea Consiliului Local Buhoci în ședința ordinară pentru data de 31.05.2022, ora 14. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției construire rigole betonate în satele Buhoci și Bișghir, comuna Buhoci, inițiator primar Iștoc Cristian. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea OAT-ului Buhoci la ADI, zona metropolitană Bacău. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Local la finalizarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap pentru anul 2022. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu adecvat pentru depozitarea produselor alimentare și de igienă, distribuite prin programul Operațiunii Ajutoare Persoanelor Defavorizate. Acum, pe 5 avem divers. Supunem la vot ordinea de zi cu următoarele proiecte. Cine este pe? Stimați colegi, vin cu o rugăminte la dumneavoastră și am să vă cer sprijin. Am să citesc ceea ce doresc din partea fiecăruia, dar o să citesc ceea ce am propus. Dar vreau sprijinul dumneavoastră. Având în vedere că eu, în calitate de consilier al Partidului Mișcarea Populară, sunt singur, orice sprijinul a încă 4-5, putem să colaborăm cu toți ceilalți, pentru inițierea unui proiect de construire acelui monument al eroilor din satul Buhoci. Consolidare. Consolidare. Și voi da citire tot ceea ce am constatat eu. În subsemnatul Mocanu Ion, consilier local și cetățean al comunei Buhoci, județul Bacău. Având în vedere că monumentul eroilor din cimitirul satul Buhoci este într-o stare de degradare, prezentând rupturi, numele scrise celor care au luptat în cele două războaie mondiale, nici nu se mai cunosc. Vă rog prin prezenta, ca în calitate de consilier local și în conformitate cu articolul 129 aliniatul 1, unde este prevăzut, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște în condițiile legii în toate problemele de interes local la același articol, articolul 2, aliniatul 2, litera B. Atribuții privind dezvoltarea economică, socială și de mediu al comunei, orașului sau municipiului. Și litera C. Atribuții privind
administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului, vă rog să aprobați alocarea sumelor de bani necesară pentru întreținerea și refacerea monumentului, deoarece consider că datorită eroilor care și-au dat viața pentru acest pământ strămoșesc, noi am ajuns fiecare în funcțiile care le deținem. Primar, viceprimar, consilier local. O sumă anume nu vă pot solicita, dar având în vedere că comuna a contractat o societate pentru executarea unor reparații strict necesare la spaul și la stația de apă din comuna noastră, propun să luăm legătura cu dumnealor, să facă o evaluare la cât se ridică costurile și poate chiar dumnealor pot face aceste lucrări. Ba chiar susțin să lucreze dumnealor, deoarece patronii societății sunt cetățeni ai comunei noastre și pot să lucreze cu simț de răspundere. Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat, domnilor consilieri, domnule primar, domnul secretar, stimați invitați. Domnule președinte, de acest subiect pe care l-ați propus, dacă îmi permiteți. Hai să lăsăm la punctul 5. La diverse, primul punct... Este suplimentare de ordine de... Este suplimentare. Nu e un proiect de hotărâre. Nu e un proiect de hotărâre. Nu. Este doar o dezbatere. O dezbatere. Trecem prima dată la proiectul numărul 1. Proiectul numărul 1 de aprobarea investiției construirii în gole betonate în satele Buhoci și Mihir Cobravoci. Domnul primar, aveți cuvântul. Da, așa cum știți din ședința trecută, tot la inițiativa domnului consilier, președinte ședință în Mocanu. A solicitat ca în unele zone să venim cu un proiect și cu tot ceea ce ține de avize pentru a realiza niște gole betonate. Am făcut o analiză imediat pe fiind vorba de proiectul de asfaltare executat în satul Buoci și în satul Vijdir. Atunci chiar s-a discutat aprins și au fost cumva niște acuze că în satul Vijdir s-a betonat toate golele. Am verificat și nu e chiar așa. Deci s-a făcut o analiză clară. Sunt pe alineamentul proiectului de asfaltare și în satul Buoci și în satul Vijdir, zone unde nu s-au executat toate lucrările cu șansuri betonate. Așa a fost trecut în proiect și probabil proiectantul a ținut cont de unele normative impuse, de pantă, de nivel și așa mai departe. Am venit cu proiect de hotărâre, urmează să mă împuterniciți, o să iau legătura cu specialiști pentru a întocmi un proiect, pentru a obține avize și tot ceea ce e necesar pentru inclusiv să vedem și bugetarea banilor și începem procedura. Da. Sunt discuții. Poftiți, domnul. Da, mulțumesc. Eu v-am spus și în ședința trecută, vă mai întreb și acum, dacă au fost cuprinse la asfaltare și rigole. Au fost mare parte din rigole betonate, mare parte rigole din pământ. Deci unde au fost betonate, s-au executat betonate, acolo unde da, am pus proiectant. Un proiect nu prevede o anumită distanță, pe, să zic, pe 500 metri, un kilometru, și pe parte și pe alta sau mai... Sunt zone unde proiectantul a considerat că nu e necesar o investiție de... Nu vorbim de proiect, dar ce o considerat. L-am întrebat dacă sunt prinse în proiect. Și dacă au fost prinse la momentul respectiv, domnul primar? Nu. Deci, la pregole. Deci, proiectul respectiv cu asfaltare. Proiectul respectiv de asfaltare. Nu, haideți să ne înțelegem.
Deci da. Proiectul care a fost anterior cu asfaltarea primarii, ceea ce a fost scris în proiectare s-a executat. Asta. La momentul actual, domnul primar propune ca toate drumurile respective care au fost asfaltate să aibă asfalt pe stânga și pe dreapta, acolo unde este posibil. Deci spunea domnul... Rigole, nu asfalt. Rigole, scuzați. Pe asfaltul asfaltării. Și unde spunea domnul Ionuț că chestia cu parapet, acolo nu o să putem pune. O balustradă. Deci am întrebat dacă sunt cuprinse și ne uităm bine în proiect. Dacă proiectul a fost prevăzut cu rigole și noi le mai facem o dată, s-ar trebui să bată capul în cap, la asta. Nu, fii sigur că nimeni nu-și permite să facă lucrurile astea. Nu, discutăm de un proces de val la terminarea lucrării, s-au verificat zonele, s-au verificat parcul, avem din cinci șantiere, au verificat proiectul. Probabil DSC-ul, dar au venit. Așa au fost proiectat la timpul ăla, fără o porțiune de rigole. Rigole betonate. Ele au fost rigole, dar de pământ, cu alte costuri aluzate. Pentru nu s-au văzut. Deci s-au făcut cu excavatorul cu... Tot aluzează, cum da. Dar alte costuri au altceva. Da. Doi, și... ca idee, la cum să ne zic ce costuri ați. Păi nu știm de aici încolo plecăm. Acum am putem ce primarul. O să vin indicator tehnico-economic, după ce faci un ISF. Tot nu ați să aprobați valorile în baza unor studii făcute și... Nu-i simplu. Baza vizilor, baza... Mai este cineva care dorește să scrie la cuvânt? Da, să discuți. Hai să discuți? Nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Majoritatea. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de vot și la DEI zona OT, domnul primar. Da. Am fost un puternic să iau legătura cu zona metropolitană, speță cu cei care au demarat acest proiect pe zona metropolitană Bacău și în calitate de membri în ADI zona metropolitană, ca în orice ADI trebuie să venim cu o sumă de bani. Parte, o cotizație, mai bine zis, și s-a stabilit un ADI suma de 1 leu per persoană. În Comuna Boci avem 154 persoane, avem 5.100. Nici măcar. Sunt valori statistice stabilite de... Vedem după de ce însemnă. Este adresa oficială, făcută. Cei de la municipiul Bacău sunt... este președintele asociației. Ei au cerut de la statistică și se păcălie pe detalii. Și în baza lor s-a făcut adresa, nu-i... Da. Aia care a făcut rece însemnă. Dar nu au făcut. Da. Nu-i greșit. Evident când este vorba de... Nu m-au obicolit. Evident când este vorba de un organism care se creează pentru a sincroniza activitatea altor entități, având în vedere că președintele acestui organism este municipiul Bacău și comunii limitropii fac parte din vreo 22 comune din zona metropolitană. Cred că ar fi foarte important, nu acum la ședința asta, la următoarea ședință, să existe și un raport în care sunt prezentați în fața Consiliului, a membrilor Consiliului Local Bacău, în așa fel încât să cunoaștem și noi care este activitatea acestui organism de sincronizare, de ajutoare, că se pare că este, dacă nu gripat, apa gripat, cel puțin în ultimii 2 ani de zi, nu s-a mai auzit de la metropolitană, adică doar faptul că acum auzim cu toți, mai auzim vreodată de zona metropolitană, faptul că acum trebuie să plătim această cotizație. Firesc, trebuie să o plătim, numai că am vrea să știm și care este activitatea acestui organism, în așa fel încât să știm și noi cum se duc bani. Se derulează lucrurile în zona respectivă. Atât, mulțumesc. Mulțumesc, domnule Deanu. Mulțumesc, domnule președinte, estimați colegi, stimați invitați. O singură remarcă.
E uimitor faptul că am constatat, auzind cele spuse de colegul nostru, domnul consilier Munteanu, că este intenționat, are intenția de a avea informații relevante despre anumite ADI-uri. Mă uimește totodată că nu l-am auzit să întrebe dacă aceste informații erau de utilitate și când era vorba de ADI-ul cu Comuna Ungureni. Știți, am votat ceva acum unii dintre noi, acel ADI în care noi nu avem nimic de câștigat, doar participăm cu o cotă parte. Atunci domnul consilier Munteanu nu a mai fost deranjat, nu a mai cerut niciun raport de activitate, doar acum cere. Evident, subliniind afinitățile dumnealui cu ghilimele de rigoare. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Munteanu. Trebuie la repede. Da. Deci, eu sunt consecvent. Celor ce am spus atunci, ceea ce spun acum, sunt consecvent în atunci când iau cuvântul vis-a-vis de un lucru sau de altul. În ADI-ul care la face dumneavoastră referire de la Ungureni, era o decizie care a luat-o noi aici de a ajuta, de a ajuta o altă entitate care face parte de ADI. Consecvent voi fi și acum, consecvent voi fi și acum, dacă domnul primar va veni într-o ședință viitoare și va trebui ca noi să luăm o decizie de a, prin votul nostru, de a ajuta o entitate din chiar municipiul Bacău, poate poate să vină domnul primar cu o propunere în care noi, prin cuvântul nostru, să ajutăm entitatea municipiului Bacău. O voi face, voi fi consecvent acestui principiu de a ajuta. De-aia suntem să constituie aceste organisme, să constituie aceste organisme ca să fie finanțat niște oameni care își desfășoară activitatea acolo, ci ca să facă ceva. Deci voi rămâne consecvent, domnule. Considerați să te le spun complet greșit. Înseamnă că îmi pare rău că atunci m-am exprimat. Deci putea să spuneți atunci când ați înțeles, mai repetam încă o dată atunci. Că noi am luat votul care l-am dat, noi l-am dat ca să ajutăm Comuna Ungureni, nu pentru a câștiga noi ceva sau avea un interes. Deci sunt voturi care trebuie să le dai, nu că îți urmărești un interes, ci ca să ajungi și pe alții. Pentru că și noi, la rândul nostru, probabil, vom fi în postura și în situația ca alții, doar printr-un vot, să putem să îndesfășurăm și noi un proiect cu acțiune și așa mai departe. Deci asta e, voi rămâne consecvent, stați liniștit, n-am nicio afinitate și niciun partipris și nici vreo alt gând curat sau necurat vis-a-vis de municipiul Bacău. Eu, municipiul reședință județal al Bacău, trebuie să respectăm acest blason, acest titlu, așa cum e normal să fie. Da, mulțumesc, domnule președinte. O singură remarcă. Vreau să aduc în discuție sau să subliniez o stare de fapt, și anume aceea că un membru fiind, poate cu voce, în orice ADI, ca parteneri sau ca orice altă participație, avem și într-un ADI și în altul, sau în toate, drepturi și obligații. Și anume și în ADI-ul construit cu Ungureniu avem o cotizație de plată, și în cea cu municipiu avem o altă cotizație de plată. De-aia ar trebui, consider eu, să lăsăm populismele astea ieftine și să trecem la folosirea aceleiași ocale în ambele cazuri. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc că mai sunt discuții pe marginea acestui subiect. Nu. Vă mulțumesc, vom trece la vot. Cine este pe? Se abține cineva? Se abțin 3 de la PSD. 3 persoane, nu facem poate 3 de la PSD. Fără mișcare populară, fără PSD. Parcă așa știm că în ședința Consiliului Local vorbește de... Da? Ne facem administrație cu tine. Dar nu înțeleg că nu... Nu facem poate 3 de la PSD. Deci mai departe. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Local la finanțarea serviciilor sociale destinate protecției promovării copilului și a persoane adulte cu handicap pentru anul 2022. Domnul primar, ofiți. Știți, în fiecare an am procedat la a susține acest proiect de hotărâre. Vin cu remarca că din partea Consiliului Primăriei
o să avem o participare de 35%. Avem 5 persoane adulte integrate în mai multe centre. Avem în Comănești, în centrul din Comănești, 3 persoane, la Răcăciun 1 persoane și în stat, nu știu, 1 persoană. Da, în Comănești, Ungureni? Ungureni, avem. Ungureni, da. Altceva. Discuții, poftiți. Vă mulțumesc, domnule președinte, pe același subiect. Aș vrea să atrag atenția tuturor colegilor consilieri din Consiliul Local Vocea asupra unei posibile ilegalități care stau la baza și motivarea acestui proiect de hotărâre. Și o să dau citire articolului numărul 3 din hotărârea de guvern numărul 426/2020 din 27 mai 2020, mai bine, care spune așa: în situația în care, datorită nevoilor specifice și situațiilor particulare ale beneficiarilor de servicii sociale, costurile necesare furnizării serviciului respectiv depășesc nivelul prevăzut de standardul din cost, consiliile județene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului București și consiliile locale ale municipiilor, orașelor și comunelor alocă sumele necesare din venituri proprii sau din alte surse atrase în condițiile legii. În consecință, noi considerăm că această motivare a acestui proiect de hotărâre nu are susținere legală. Mulțumesc. Dumneavoastră aveți competențe. Nu am competențe, vă domnule, primar, este lege, hotărâre de guvern. A interpreta. Niște, vă mai citesc o dată sau vă desenez? Mă lăsați să termin. Hai ca să vă dea răspunsul și după aia vă dau... Păi da. Hai să desfășurăm frumos. Deci, la baza acestui proiect stă Consiliul Județean, una la mână, doi la mână. Acolo cred că au destui specialiști pentru a analiza, juriști pentru a analiza documentul ăsta. Nu-i venit la inițiativa persoanelor din primăria Vocea. Doamna secretar, vă rog, cum o să dați citire? Dar nu dau seama la ce se referă domnul Ghiuțini. Da, stați o secundă. Lăsați-mă să spun. Deci poate am strecurat eu o greșeală de scriere. Dar haideți să mergem peste... O să verific ce a spus dumneavoastră. Trecem peste. Avem două hotărâri de Consiliul Județean, dacă ați văzut în motivarea proiectului de hotărâre, respectiv 84 și 86, care aprobă costurile și participarea fiecăruia pe procentele, plus avem modelul de contract de asociere. O să verific ce a spus dumneavoastră, lăsați legalitățile. Vă trimit legea, doamna. Hotărârea de guvern. Lăsați legalitățile. Haideți să... Doamna secretar, vă rog frumos. Haideți să ne referim. Dar de ce nu mă lăsați să termin? Pentru că atunci sunt discuții în niște răutăți. Nu, domnule Șemi. Am spus, hai să dialogăm civilizat. Lăsăm, vă dau dreptul la replică, dar să nu se discute, doamna secretar. Dacă dumneavoastră nu lăsați și intrați peste... Poate ne-au fi scris 2 în loc de 3, 3 în loc de 5, de verific. Dar vă spun că aveți două hotărâri de Consiliul Județean. Deci și ele stau la baza motivării proiectului de hotărâre, da? Da, poftim. Să vin cu argumentare. Discutăm de niște persoane adulte cu handicap, persoane din comunitatea noastră, a Vociului. Nu discutăm de alte persoane din alte comune. Deci... Nu putea să discutăm de alte comune. Păi, logic. Poate cineva gândește că, nu știu, și de disruptul se fac o fereastră. Da, mulțumesc, domnule președinte. Vă simt nevoie să repet. Domnului, cum să-i răspund domnului primar, pentru că a avut ultima interpelare, nu se discută legea, domnule primar, și respectarea acesteia. O hotărâre de guvern este o hotărâre de guvern care trebuie respectată. O să discut, dar nici nu se interpretă. Păi, doamna secretar, vă mai spun o dată. Se referă la simplu că nu dă toată suma. 35%. Da, mă rog, 35%. Cam asta am. Dacă îmi permiteți, o să încerc să am o întrebare de și pentru doamna secretar general. Lăsați-mă cu dreptul la replică, cu asta știți. Haideți să citim. Păi de ce nu, domnul? Nu așa e corect? Doar drepturile la replică ale noastre sunt deranjante? În proces de 35%, în procent de 35% față de sumele aprobate prin HG și avem modelul de contract de asociere cu județul Bacău
și cu Direcția de Protecție a Copilului. Deci asta e da. Noi plătim numai pentru persoanele pe care le avem noi în centri. Iar la anexă la hotărârile Consiliului Județean, care ne sunt înaintate, avem și costurile pe fiecare centru. Deci noi putem calcula aici, deci o întrebare pertinentă din partea dumneavoastră era care e contribuția Consiliului Local, efectiv. Dar bineînțeles că noi să căutați chichiții. Că domnul primar v-ar fi spus cât sunt aprobate costurile de către Consiliul Județean. Dar dumneavoastră, dacă veniți cu răutăți... Bun. Din punct de trebuie să... Mulțumesc, domnule președinte. Întreb la etică, poate fi și deranjant pe doamna secretar general, care după 18 ani de zile bănuiesc că nu are niciun respect pentru legislația în vigoare. Repet, nu claudi optime, vă rog frumos. Hai să ne intrăm în polemici de genul acesta. De ce discutăm la subiect? Dacă începem să ne jignim, păi nu ne primim. Când doamna secretar face afirmații belicoase la adresa mea, tăceți? Și când eu încerc să-i răspund pe același nivel pe care dumneavoastră îl promovează, atacați. Doamna, nu știu. Vă rog frumos, lăsați-mă să-mi spun punctul de vedere. Chiar am fost conștient și v-am dat voie să discutați. Vreau să păi și vreți să vă fac. Este vorba de o hotărâre de guvern, domnule președinte, care este superioară ca atenție și respect, da? Oricărei hotărâri de Consiliul Județean. Citiți noul cod administrativ. Domnul Iftim, am să vă spun, este vorba doar de persoanele care le avem noi cu handicapul. Noi discutăm. Eu vreau să-i dau un răspuns, doamne secretar, și să o rog ca, în funcție de atribuțiile dumneei pe funcția pe care o deține, să fie garantul legalității actului administrativ pe care noi îl votăm. Așa scrie noul cod administrativ la atribuțiile doamnei secretar general. Vă rog frumos, eu n-am vrut să fac nimic. Eu am spus că am o suspiciune de ilegalitate pe acest proiect, cu motivarea acestui proiect. Doamna secretar general e rugată să verifice cât de legal sau ilegal este, ilegală este această motivație și atât. De ce sare toată lumea în sus când cineva pune niște întrebări pertinente, doamna secretar? Vă mulțumesc. Poți să-i zonă un moment. Da. Deci, de principiu, domnul Iftim are dreptate. În sensul că atunci când noi luăm o hotărâre de Consiliu, trebuie să o luăm respectând legislația. Iar legea administrației publice, tot ce are referire, spune foarte clar că Consiliul Local, orice Consiliu Local, poate lua orice fel de ordine cu respectarea legislației în vigoare. Da? Și e corect. Suntem de acord cu totul din acest punct de vedere, de principiu. Numai că, din expunerea făcută de domnul consilier Iftim, nu reiese care este ilegalitatea, care noi ar trebui, sau am putea să o săvârșim, dacă n-am, deocamdată, când am votat, că eu n-am înțeles care este ilegalitatea. Din expunerea dumneavoastră, citind hotărârea de Consiliu Local... De hotărârea de guvern. Hotărârea de guvern, scuzați. Din hotărârea de guvern, spune foarte clar, stabilește niște limite sau niște criterii și niște posibilități când Consiliul Local sau când Consiliul Local pot lua niște hotărâri vis-a-vis de ajutorarea unor oameni cu probleme cu handicap. E clar. Din expunerea făcută dumneavoastră, nu știu, eu n-am înțeles, care este ilegalitatea care trebuie să o săvârșim noi. Mai căutați, nu din citire, că din citire așa citim un text și putem să interpretăm. Legea, evident, legea trebuie cunoscută și respectată de către toată lumea. Nimeni nu este solvat de rigorile legii și spunând că nu o știe. Trebuie să o știe și să o cunoaște. Da? Orice ce face dumneavoastră acum, și sincer să fiu, eu sunt un pic în derută, creați suspiciunea că nu se încalcă, că se încalcă legea. De-aia vreau să faceți precizarea exactă. Unde s-a încălcat? Faceți chiar noi, că e vorba, faceți o interpretare a hotărârii de guvern. Și vreau să fiți explicit, să înțelegem, fără polemii, fără rotăți, care este suspiciunea dumneavoastră care induce pe noi în... Să explici. Așa, să explicați. Unde s-a încălcat? Sau unde va trebui? Că deocamdată n-am luat hotărârea. Unde va trebui? Unde va trebui? E discuție ce sunt. Unde va trebui? Deci e foarte, este în discuție. Concret, dacă puteți sintetiza lucrul acesta. Bun.
Poftim, domnul. Îmi permite, domnule președinte. Păi da, am spus, dar așa se desfășoară. Am fost, bineînțeles, am fost foarte explicit chiar și chiar articolul 3 din această hotărâre de guvern explică, doar că trebuie și înțeleasă explicația. Mă repet încă o dată. Orașele și comunele alocă sumele necesare din venituri proprii. Nu spune nicăieri de asociere, mai spune din alte surse atrase în condițiile legii. Eu vreau să, eu am ridicat aici un subiect, consider eu, important, pentru a preîntâmpina o posibilă, un posibil vot dat în necunoștință de cauză și pentru a avea toți colegii noștri, consilieri locali, un vot legal, care să nu poată fi atacat ulterior, mă bazez pe experiența doamnei secretar general, ale cărei atribuții sunt următoarele. Asigurarea legalității actului administrativ. Ce am greșit și ce am deranjat? Nu înțeles. Nu mai picie ce îi spuneți acum. N-ați elucidat. Păi, dar nu trebuie. Doamna secretar trebuie să elucideze. Dar haideți că ați înțelegem un lucru. Numai, doamna, nu mă lăsați. Eu nu vreau să credem că noi, Consiliul Local, avem un război cu doamna secretar. Nu, doamne ferește, nu. Noi cerem ajutorul dumneavoastră. Tocmai de asta, nu trebuie să vă adresați cu doamna secretară, trebuie să vă adresați cu Consiliul Local, pentru că noi votăm. Păi eu v-am expus lucrul ăsta. Păi n-ați expus asta, că n-ați lămurit chestiunea. Păi dar nu trebuie să lămuresc eu. Eu consider că este o suspiciune de ilegalitate în motivația acestui proiect de hotărâre. Eu vă abțin să mai fac comentarii. Domnul Munteanu, domnul Olastru, numai un pic. Vreau să-i dau cuvântul și lui domnul Lucian, pentru că, între timp, o să fiu mai calm și o să ilucidăm această situație. Poftiți, domnul... Deci, din ce spune că... 35% ăștia care îi dă OAD-ul cu voci, Consiliul Județean vine cu restul până la 100%. E destul de clar ce spune, nu legea. Spune destul de clar că OAD-urile dă o parte, iar Consiliul Județenii vine cu altă parte. Mai exact așa ai spus tu la urmă. Ai spus la urmă. Alocă sumele necesare din venitul propriu și la urmă. Doamnelor și domnilor, haideți să mă interpretăm. Sunt două chestiuni diferite. Atât timp cât la nivelul OAT-ului avem un centru de ăsta, discutam noi de sumele noastre și de oamenii noștri. Atât timp cât noștri. Niciodată nu o să fie posibilități ca un OAT să aibă un cămin să fie dotat cu utilități pentru oameni cu probleme și genul ăsta, noi suntem într-un fel de asociere cu Consiliul Județean și ca să virăm bănuții ăștia și oamenii noștri să stea în condiții omenești acolo, venim și noi cu o contrapartă pentru un contract. Oamenii noștri stau pe chirii, în gardă, cum vreți dumneavoastră, la niște cămini din afară, care sunt avocate în Consiliul Județean, ești în sunt ilegalitate, în continuare, că nu înțelegi ilegalitatea, care nu o să vârstă persoană. Asta nu trebuie, dar nu trebuie. Gândiți-vă și la partea aia, puneți-vă, hai să ne punem noi, în cazul Consiliului Județean, avem un centru de ăsta. Că l-am primit, că l-am susținut, să zicem așa. Oamenii noștri îi ținem cu cheltuiala noastră și atât timp cât vin oamenii din altă parte, e normal ca să solicităm și noi contribuim cu o sumă ca să facem bugetul. Nu aveam oameni, nu contribuiam. Corect. Poftiți, domnul Pășcălar. Da. Eu vreau să întreb, că eram la început într-o dilemă, confundam cu numărul de persoane care aveam noi la Socia. Stimați părăci, cred că am lămurit această situație, acest punct un pic mai fervit. Nu puteți să lămuriți până când, să vă dau un exemplu. Dacă cineva e interesat de o persoană din comunitatea noastră care e integrată într-un centru, vă rog frumos să mergeți în centru de la Comănești și vă spun eu, când mergeți la Comănești și vedeți ce persoane se perindă prin centru ăla și atunci o să veniți și nu o să mai faceți comentarii. Deci, atâta. Să nu ajungem acolo. Haideți să gândim să nu ajungem acolo. Să nu ajungem. Eu am pus o persoană acolo cu probleme speciale de aici din zonă și am văzut ce se întâmplă acolo.
Fereastră. La domnul Miron. Da, un pic. Da, mulțumesc tuturor pentru părerea fiecăruia, dar sunt puțin dezamăgită, pentru că nu ar trebui să faceți speculații la documentele care le primiți, ci chiar să le citiți, să le parcurgeți. Aici am făcut referire la două hotărâri din Consiliul Județean și nu ați avut nici măcar curiozitatea ce interesați să le dați citire, că ați fi aflat toate răspunsurile care au avut, s-au discutat, toate răspunsurile la întrebările care s-au pus astăzi. Doamna secretar, consilierii USR, cum au votat hotărârea asta? Foarte important. Vă spun acum. Știm. Foarte vă spun acum. Consilierii județeni, USR. Deci din discreție, probabil, sau nu știu... Nu, deci, dacă... s-a trimis numai hotărârea fără mențiunea... Ok, ăsta a scos în confundare. Dar odată ce există hotărârea... Dar important este ca consilierii USR facem politică din comuna Buhoci să voteze așa cum gândesc dumneavoastră. Domnilor consilieri, a fost cam fel. Mai aveți de discutat ceva. Poftiți, domnul... Eu cred că... Nu se înțelege exact care e situația și cât de grea este situația de genul ăsta. Numai cine a avut o persoană, familie cu handicap, cu autism și cu probleme de genul ăsta, înțelege cum trebuie. Cine nu a avut, e doar să aibă. Dacă vrei, asta o bază, domnule consilier, să spui mie că eu spuneam motivele. Dar nu, eu nu mai apreciu. Așa e. Nu, domnilor consilieri, cine este pentru acest punct de pe ordinea de zi? Doamna secretară, un moment. Nu, cine se abține? Am întrebat. Întrebați, nu domnul. Cine se abține? Nu suntem mai mulți. Da, împotrivă? Cine este pentru? Au fost. A fost, da. 13 pentru domnul obținut. Toți, adică domnul... Dar de ce nu votați împotrivă, dacă tot vă abțineți? Adică e același lucru. Pentru că aștept avizul de legalitate a dumneavoastră, doamnă secretară. Dar avizul este pe proiect, domnul obținut. Păi, dacă îl asumați, nu-i așa. Domnilor consilieri, vă mulțumesc. Și să trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu adecvat pentru depozitarea produselor alimentare. Poftiți, domnul primar. Așa cum știți, la nivelul OAT-ului apar periodic pachete de igienă sau pachete alimentare la dispoziția guvernului, stați mi se întâlnă. Până acum am avut susținerea, să zic, benevolă a deținătorului de spațiu, mai exact spațiu adecvat, că nu poți depozita pachete sau tot felul de ajutoare în spații neadecvate. Ne-a ajutat ani de-a rândul, dar având în vedere costurile exagerate, curent, ar trebui să aibă uneori și aer condiționat. Domnule, am ajutat până aici. Dacă vreți, colaborăm atâta timp cât sunt eu, cât eu sunt corect cu taxe și impozite la primărie. Așa ar vrea să încheiem un acord de depozitare cu, nu știu, perioada distribuirii. Mai mult decât atât și perturbăm activitatea dumneavoastră pe lângă la o reale activitate acolo. Nu mai știți foarte bine cine a fost prin zonă. Avem chiar ani buni care chiar nu au stat, chiar au fost o persoană super pentru comunitate, dar s-a ajuns aici. Am considerat că e normal să facem cumva un contract de închiriere și cu acordul dumneavoastră să procesăm. Poftiți, domnul Bușcă. Eu aș fi de o părere, așa, nu știu dacă și colegeți, sau tot avem spațiu, este și așa nu s-a făcut cam nimic. Haideți să facem, că asta o să fie
pentru totdeauna, o cămăruță sau ceva, o construcție, pentru așa ceva dedicat aici, zona primăriei. De ce să stăm cu chirii sau cu... Când se poate face, s-a robat, după buget. Ar fi foarte frumos să avem mai bugetat, să putem face o hală sau... Nu mai zicem de o hală, o cameră, stric, și sunt pachete pentru tot. După 9 zile și făcută. Acum să vedem cât o să mai meargă spaghetul, că dacă știm, dacă am avea cumva o... O statistică, o statistică de cumva astea 20 de ani, la s-ar merita investiția, dar când apar, când nu apar, că de multe ori suntem anunțați și facem documente aici sub toate ori de situații și nu mai apar. Da, dar ar fi utilă pentru orice, la nivel de comună, o construcție, nu văd așa. Sigur că da, dar... De ce să dăm chirii când dar până să nu facem, mai să... Să mai stăm cu chirii, corect. Este bugetată, domnul consilier, de anul trecut. În stadiu de SF6. Poftiți, domnul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Salut ideea propusă de domnul consilier Pușcălarghe. Sunt în asentiment, bănuiesc și foarte mulți dintre noi suntem în asentiment cu ideea propusă de dumnealui. Pentru domnul primar este foarte simplu să arunce banii pe fereastră, ca de obicei, cum face în ultimii 20 de ani. Eu l-aș ruga pe domnul primar să găsească soluții. Și aș sugera trei existente actualmente, care cu mici negocieri, cu mici înțelegeri între instituții publice, ar putea poate dumneavoastră să aplice ceva din ce am învățat în ultimii 20 de ani la capitolul administrație publică. Avem atingă școală, gol, avem două școli neutilizate, goale. Știu, o să-mi spun, vă rog frumos, nu v-ați înscris la cuvânt, domnule Mocan. Da? Da? Are ocazia domnul primar, măcar acum în al 12-lea ceas, să încerce să aibă grijă puțin de banii publici pe care noi contribuabili îi plătim corect, cinstit, și bani de care dumnealui își cam bate joc. Acum nu știu care sunt motivațiile dumnealui, că nu ne l-a expus decât așa. Aceste motivații evazive, cum că cineva l-a ajutat și dumnealui trebuie să ajute la rândul lui, ceva de genul ăsta care nu prea are niciun spectru legal. L-aș ruga să găsească soluții și să folosească spațiile existente și păstrate, goale, murdare, abandonate din comuna Buhor și să depoziteze acolo acele pachete, fără a mai cheltui niciun ban din bugetul public. Mulțumesc! Da, dar de înțelegi că interpretări de grupa pregătitoare. Pare rău de noastră. Atât. Nu cum. Atât a înțelege, domnul primar, nivel de grupă pregătitoare. Da, am lăsat. Hai să lăsăm și pe alții să mai dizumă. Vă rog. Mulțumesc. Cine se mai înscrie la cuvânt? Vă rog. Asta nu. Domnilor, consilier? La vot. Nu mi-ați răspuns până la capăt. Cât costă suma de chiriat? Da, tot așa de chiriat. Un euro? Da. Luna. 1000 de lei pe lună, da, pentru perioada cât vor fi depozitate produsele, până la finalizare distribuției de cetățenii. Dacă stă două luni, nu mai întrebați niște întrebări inutile. Adică am avut documente de față, le-am citit și acum mă drăcim. Dar cât trebuie să plătim? Domnul președinte, 1000 de lei pot să dau pe un metru pătrat, 1000 de lei pot să dau pe 1000 de metru pătrat. Deci e o diferență de la cer la pământ. Vă rog să editați proiectele pe înțeles. Da, pe locație. Pe spațiu. Pe locație. Pe spațiu, cât? Locație. Locație este și cameră de 15. 5 locații este și cameră de 5. 20-30. Domnul Gorai, am să intervin și am... Domnul Gorai, din propria experiență vă spun. Vine câte un til din ăla. Câte un til din ăla. Hai să ținem cont că din ăla când le descărcăm. Să mai grabă. Mai nu știu ce ne ducem. Unde ne depășităm dacă facem o cameră, cum a spus vreoasa. Hai să facem această administrație publică și demonstrațiile. Nu, domnilor. Faceți demonstrații că știți să facem administrație publică. Domnul Iustin, vă dau cuvântul meu de onoare. Vine un schimb din ăla încărcat cu materiale care sunt necesare pentru cetățenii din comună. Ce facem? Stăm cu ele pe afară? Dar ce facem cu cele trei școli goale? Stăm cu ele goale? Care sunt goale, domnule? Care sunt goale, domnule? Ce faci să acuze că sunt goale? Păi sunt goale. Sunt pline, domnule primar? Nu. Păi atunci ce vorbim aici? Sunt, se desfășoară activități. Care sunt ale? Domnule, se voi înșeliși. Domnule, este o discuție inutilă. Activități pe este o discuție.
discuție inutilă. Cineva are ceva de discutat în privința... Domnule, hai pe o dracu de treabă, discutăm de câțiva bănuți. Discutăm de banii publici, domnule. Domnilor, când vine acel tir, eu știu, am descărcat. Ca nu mai spune. S-au rupt, au căzut pe jos, iar ne-au ridicat. Eu nu știam unde să le mai pun. Și mulțumim. Dacă nu vă face caramba, sau cum îi mai zice domnului, domnilor consilieri, hai să-i mulțumim acelui coleg de la... Cum îi mai spune? Cui să-i mulțumim? Da. Mai sunt discuții, domnilor consilieri, mai sunt discuții. Așa, da, bravo. Mai sunt discuții, stimați colegi, hai ca să... Numai, supunem la vot. Cine este pentru? Eu știu cât se descarcă atât, dar nu discut. Da, dar aia a fost un... Ar fi bine să faci. Împotrivă. Domnul Iftimă și domnul. Doi împotrivă. Împotrivă. Mulțumim. Stimați colegi, trecem la punctul diversie, la discuția referitoare pe care am pus-o fiecare în față și aveți cuvântul. Care îmi doriți să vă spun? Eu vreau primul. Domnul Dorișan. Poftiți, domnule Ionos. V-ați înscris înainte, nu? Și eu vreau să... Da. Deci ăsta al doilea... S-a făcut după asta. S-a prezentat și după aia. Da. S-a făcut inițiativa domnului consilier Mocanu. Deja am trecut prin imaginație ca și procedură, în primul rând, trebuie să verificăm în buget, să vedem alocări bugetare, dar înainte de toate, cred că ar trebui să luăm legătura cu un expert, să fac o expertiză și în urma expertizii verificăm rezultă sume. O să le aducem spre știință în Consiliul Local, o să le aprobăm. Dar având în vedere faptul că discutăm de monumentul eroilor din cimitir, vă rog frumos să avem în vedere și monumentul din centru, că și aici trebuie să placă de marmură și aici trebuie să facem un proiect comun. Hai să facem o analiză la întreg patrimoniul a eroilor. Facem o expunere în Consiliul Local. Atunci se iau hotărâri clar și precise. Stimați colegi, am avut în ianuarie ocazii să merg și vă rog și pe dumneavoastră să mergeți, să vedeți cum arată. Este jalnic. Numai mâine, nu-i poi mâine. Vom face o servare, vom face o adunare, nu mai știm. Că au căzut acolo și unguri, au căzut și catolici, au căzut și ortodoxi, au căzut și francezi și așa mai departe. E rușine. Să începem acum să scrim cu carioca, să nu se vadă, un soc, trebuie un soc frumos. Mergeți acolo să vedeți și după aia o să-mi dați dreptate. Vă mulțumesc. Poftiți să mai scrie la cuvânt. Poftiți, domnul Iftim. Vă mulțumesc, domnule președinte. Iar mă zăriți. Hai, lasă, hai. Dacă ai început pe subiectul ăsta, probabil. Pe subiectul ăsta, pe subiectul ăsta. Mă rog frumos, pe subiectul. Deci, tot voi încerc. Când vă opriți, când ai niște ocăreană, facem și administrat. Haideți că mai sunt și alții care vor să-l scrie și noi să ascultăm pe fiecare. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Vă respect pe fiecare, nici dumneavoastră. Sper să nu mă respectați dumneavoastră. Bun. Salut, în principiu, ideea domnului consilier Mocanu, cu o singură mențiune, care nu este, nu se vrea a fi împotriva, sau mențiunea să nu fie interpretată a fi împotriva acestui proiect, care este de utilitate evidentă și care ține de mândria noastră ca cetățeni ai Comunei Boci. O singură remarcă aș vrea să fac și o rugăminte în același timp, raportată la o frază pe care am citit-o aici. Și aici spuneți așa, că sugerați să se lucreze cu niște, cu acea firmă cu SRL, da? Bun. Acea firmă, vorbiți de aceeași firmă cu SRL, care a fost plătită, sau este în curs de a fi plătită de domnul primar pentru spoirea celor patru stații de pompare. Spune patru spauri pe care eu le-am expus și public, lucrarea făcută de Mântuială cu niște sume colosale pentru o spoială cu var, cu toți ochii soare, că știm toți ce înseamnă acolo, unele trește vopsite, altele nevopsite, cu suma de aproximativ 26.000 de lei. Dacă considerați că este de utilitate să susținem ca alți bani publici să fie aruncați la propriu pe fereastră de domnul primar, cu ajutorul dumneavoastră al majorității pe care o are ca susținători,
și să arunce încă vreo 300, 400, 500 de milioane cât vrea domnul Cub și domnul primar, da? Atunci să vă asumați fiecare de dumneavoastră cu mențiunea că noi susținem proiectul și mai subliniez dată și închei, susținem acest proiect, susținem necesitatea de a fi restaurat acel monument al comunei noastre și nu numai, că mai sunt și altele, dar v-aș ruga foarte mult să gândiți, să vă gândiți la modul în care banul public, prin ordonatorul de credite domnul primar Iștoc Cristian al comunei Bohoci, este aruncat la coș, efectiv, și a demonstrat aici, prin spoirea celor patru paduri, da? Ca să știe toată lumea, acele... Paduri? Nu paduri, scuze. Spauri, scuze. Stați de... Haideți, domnul primar, că vă deranjează că vă expunem aruncarea banului pe fereastră. Nu v-ați înscris la cuvânt, apropo. Vorbea cineva. Învățați să dialogați, nu faceți monologe. Deci, vă rog frumos. Deci, încă o dată subliniez. Vă rog frumos să vă gândiți înainte de a vota acest proiect. Dar nici n-am făcut nada. Sau înainte de editarea acelui proiect, să vedem, acceptăm să aruncăm alte sute de milioane către firma de partid a domnului primar Iștoc? Sau nu? Domnule, păi știe domnul Iștoc. Mi le asum, domnule. Această firmă are 90% din lucrările astea ieftine pe care dumneavoastră le aruncați în ochii cetățeanilor. Mă lăsați? Eu vorbesc poate mult, mult mai ieftin, poate cu 10%. Sau aș propune altceva. Haideți să folosim acei oameni cu metrei domnului primar Iștoc angajați în primărie. Să vă învăruiască dumnealor. Mai ieftin, nu e ieftin așa? Decât să aruncăm cu banii pe fereastră. Nu e ieftin. Dar dumneavoastră ați făcut ce lucrare s-a făcut acolo? Ați plătit banii ăia, domnule primar Iștoc. 260 de milioane aproximativ. Dumneavoastră ați cerut să se lucreze cu aceeași firmă. Eu știți de ce? Eu am sugerat să facem cu aceeași firmă. Întrucât, citiți cu atenție. Domnul Bursuc îl cunosc foarte bine. Eu știu că este un om foarte serios. Se vede? Nu știu ce spuneți dumneavoastră. Ca o șapă n-a făcut. Verificați cu domnul. Domnul Efti. Suma plătită de la spaura de la Catolic. Noi discutăm acolo, în principiu discutăm. Eu am spus, vă cer sprijinul fiecăruia. Putem să facem cu altă firmă. Un proces verbal de recepție. Nu trecem așa oricum peste acest lucrare. Pentru că discutăm de un monument. Nu discutăm de nu știu ce. Un monument. Îl facem pentru toți cetățenii din comună. Așa este, dar la orice cost. Haideți să facem 20 de monumente, 20 de milioane de lei. Doamnă, hai să-i dăm cuvântul și domnul Ionuț, că așteaptă prea de mult și pe urmă o să mă ajung. E o bătaie de joc, că mă bate de domnul primar pe bani public. Asta am să... Poftiți, domnul Ionuț. Domnul primar, apreciez proiectul cu pista de bicicletă. Nimic de spus, foarte bine, nu se mai cheltuiesc bani din bugetul local. Dar am o nedumerire, în sensul că... când realizăm pista de biciclete. Dar când facem racordările, acea pista de biciclete nu mai trebuie spartă. Facem racordările la apă. Ori să faci racordările și după aia. Racordările la apă sunt păcine. Dar nu, de acolo să mai să corezi bine din sub postul de fel. Da, sunt două luni de zile. Doamne ajută! Să afectăm investiția. Și mai încă una, în timp să atestăm cu spațiile de joacă. Domnul Stoica, cine parte suntem cu spațiile de joacă? La spațiile de joacă am solicitat documentația de la OCPI pentru avizare planului topo. Ați dat, îl scoase tot, nu rămâne... În concluzii, sunt ce bani ăsta?
Cu siguranță, da. Adică nu vreau să te pășesc așa pe nimeni. Nu, și unde am? 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 Știu eu, nu place ochiul cuiva. Dau dreptate și domnului. Domnilor, ce facem? Nu mai facem nimic, că sunt doar problemate, dar nu ce facem? Aș finaliza domnul Potovișanu. Da, sunt cu parcare. Un pic de răbdare ca să ne dea răspuns domnul. De la nivel de parcare, faptul că noi am transferat piste de bicicleze, am solicitat, dar fiind într-un mult de țin, în ce condiții putem face parcare la părți. Restul parțărilor la părți nu pot fi efectuate, întrucât ne apropiem de treaba de drum, iar cu discuția cu poliția nu ne dă accept. La părți, în dreptul școlii, suntem în curbă și nu ne dă drumul, nu ne dă voi. Singurul loc care putem face ceva și cred că o să cer în sprijinul Consiliului Județean este alveola de parcare în fața grădiniții și acolo sunt din coparcare. Și în fața bisericii. În fața bisericii ne-am curb. Este curb. Unii de voi proprietatea acolo. Nu e curb, e domeniul public. În fața casei parohiale este domeniul public al Consiliului Județean. E bine să discutăm și cu preotul, că așa e normal să nu-i pui în față un lucru fapt, pe care... Dar cu toate că atât trebuie este de acord. El l-ar avantaja. Pentru că dacă facem o parcare la grădiniță, duminica când sunt după oameni la biserică, parcarea nu este numai pentru grădiniță. La orice. În cursul săptămânii, dacă are de adus o mașină, poate să-ți tragă orice mașină și în dreptul să-și facă treburi personale, parohii. Normal. Poftiți, domnul. Da. Mulțumesc. Revin din nou cu, așa, cu un regret, așa, de la câțiva ani de locuit în Comuna Bucoci. Văd aceeași firmă, n-am nimic cu SRL, dar mă face să cred că sunt mai multe firme sau alte persoane care ar fi mai capabile de a construi ceva. Deci mă doare când văd monumentul ăla care s-au cheltuit o grămadă de bani făcut de cub, SRL. Și spuneți dumneavoastră dacă arată așa de wow. Dar asta din ce e într-un bucur? Dar este, v-am spus, deja este o placă sau două plăci sunt deja desfătate. Deci dacă dumneavoastră... Păi da! Deci nu-mi convine ca și... Nu am nimic cu dumneavoastră. Nu văd așa lucrări. Haideți să facem acea licitație sau să participi mai multe firme transparente. Vă apreciez. Și 10 Micu și 10 Viorel. Vă apreciez. Sunt bani. Doamne, ia să vedem care își face și mie calitate. Nu văd ceva wow așa făcut de dumneavoastră. Dar văd de vreo 15-20 ani sunt prezidentul, sunt perind așa prin oate voci. Cum se rele? Nu știu cum a cui, nu vreau să fac acuzii, dar nu vreau să văd ceva așa. Dacă vedeam ceva, domnule, bravo, cine mă cu, bravo, hai să nu se mai fac. Deci eu unul dezamăgit din cele care de efectuare. Ar fi de părerea, dar aia să o văd și eu odată, poate cât mai sunt un mandat sau poate nu mai sunt, transparența aia care se aude și nu există la... Să văd și eu 5 firme care se prezintă la, să iau o lucrare, la... La licitație. La licitație, da? Și la licitație. Și eu îți dă el firma care... Mă refer la spiritul de gospodar, dacă sunt gospodar. Ce? Cum ai dumneavoastră? Domnul, lăsați-o să termin ideea și tu. Da? Da. Și altceva. Revenim la legii, domnul Dumnezeu. Hai, lăsați-o. La monumentul lui. Da. Îmi pare rău, foarte rău, că ați fost viceprimar, ați luat publicitate, iar viceprimar, și nu ați văzut sus pe mandatul dumneavoastră, că e deteriorat, ăla. Da. Și-l vedeți acum. Nu-i rău, uite să-l facem. Dar, discutăm de 3 ani. În 3 ani au mai fost frigul, s-au mai bătut vântul, s-a deteriorat. Dar la ora actuală, dacă mergeți în cimitir,
și admirați acel monument, vă să spuneți, domnule, dar ce este monument? Mergeți dumneavoastră acum. Dacă eu am inițiat, am venit cu rugămintea față de dumneavoastră. Nu, Pușcă Largă nu are morți la Buhoci. Iau, nu ne interesează. Bunica mea e din centrul cimitirului Buhoci, Pușcă Largă, Aurelia, dacă nu foarte bine, mă bucur. Doi, cineva să mai laude, nu dau nume, nu m-a laudat. Dacă am putut să fac ceva, am lăsat așa să vadă lumea care a putut să vadă. N-am mers să mă laud. Am făcut spre Alea, ne scoteam ochii. Mergând la cimitir cu urmânarea la Învierii. Da, dar trebuia tăiat să... Dar nu m-am laudat, nu s-a laudat. Plambau două lori de față la biserică. Sau blițau, mai corect spus. Blițau. Blițau, da. Blițau. Blițau. Și au fost înăuite. Nu ne-a lăutat. Cineva să ne-a lăutat. Nu ne-a lăutat. Nu, s-a făcut, da? Și nu ne-a lăutat. Dar hai să facem ceva, să fim vizibil. La biserică trebuie să faci cu bani proprii. Da, da, domnul Mare. Nu avem timp, domnule. Da, da. Iar mai mult să avem cu proprii bani. Domnul. Ideea mea era, da, spuneți. Haideți, da, părinți, hai să facem o licitație, ca lumea să participe 5, 6, 10 firme, să văd și eu unul care e gospodar să trec, doamne, jos pălărea pentru omul ăsta, să făc ceva. Deci mie pur și simplu nu-mi place ce-a făcut în primărie, ce-a făcut la gaduri, ce-a făcut la monumentul ăla, cade jos și să luăm tot aceeași firme. Nu e corect. Atât am. Mulțumesc, domnul Ester. Un alt proiect pe care vrem să inițiem, să reintroducem plata electronică. Am luat legătura cu CEPO. Ne-am luat toate documentele, ce sunt necesare, nu putem demara decât dacă supun dezbaterea acum și la următoarea ședință să aprobăm. Dar e aprobat, domnule. A fost o suspendare. Deci, o amânare a fost suspendată. În momentul ăsta o să fie depus documentația la CEC, nu ne mai trebuie contribuții, nu ne mai trebuie, pur și simplu ducem documentele, o să fie o instalat și un POS la nivel de primărie. Înseamnă că nu o să mai fie nevoie de doi... doi trezorieri, doi pasieri, doi... O să fie un raport de activitate și o să vedeți dacă mai sunt necesari sau nu. Am înțeles. Dar nu mai trebuie o bani mare din stat, ca pe vremea bunicii. Domnule consilier, am o singură remarcă pe care trebuie să o fac. Nu pot să plec de la ședință până când vor face această remarcă. Acum vreo două luni de zile, trei luni de zile, ne spunea domnul primar, este lângă mine, am eu un pic de teamă așa, dar trebuie să spun. Domnilor consilier, s-au simplificat lucrurile. Vom obține și vor trece la treabă, vom face proiectele mai rapid, mai... Domnilor, au trecut aproape 2 ani de zile și stăm fără parcare. Nu facem nimic. 2 ani de zile n-am făcut nimic, nimic, nici eu ce obțin n-am făcut nimic. Recunosc. Pentru că am așteptat ca să-mi duc discursul. Pentru că am avut cel mai mic buget. Stimați colegi, nu trebuie să fie un subiect de glumă. Am avut cel mai mic buget. Acum, când avem bugetul ăsta, facem și ceva. Dacă am spus că simplificăm pentru obținerea acelor autorizații, cum dracu, trece 2 ani, cum l-am simplificat? Nu știu, trebuie să simplificăm. Dar ce n-ați dat oare când ați făcut să faceți parcarea? Nu, ne-am putea să faci bine. Bă, ne-au fost. Păi am două întrebări. Hai să-i dăm domnul Miclăuș, doamna, aș vrea o întrebare și doar hai să vă dau dreptul. Și dumneavoastră, am văzut că dumneavoastră mă țin de cuvânt. Mulțumesc frumos. Bine, mulțumesc. Poftiți, domnul Miclăuș. Stimați consilieri, eu am venit pe data de 9-2-22, în 2022, și am cerut să se discute în Consiliu, să vin ca voluntar la Consiliul Local, ca să ajut Consiliul Local cu experiența pe care o am eu. Și am așteptat. Văd că nu merge treaba bun. Atunci am venit cu altă cerere, tot la Consiliul Local, prin care am, cred că aveți multiplicat acolo toate. Da. Ce se întâmplă? M-am lovit de problema că nu funcționează Consiliul Local cum trebuie, constituțional și legal. Toți consilierii și primarul au depus rământ. Da, că respectă Constituția și legile țării, la plural. Da? Legile țării sunt toate.
nu numai o lege a administrației locale. Deci, regulamentul de funcționare Consiliului Local este neconstituțional, că nu respectă separarea puterilor în stat. Trebuie să fie un președinte de Consiliu Local, cum s-a stabilit acum pe 3 luni de zile, dar eu cred că ar fi, ar trebui să fie permanent și renumerat exact ca și primarul. Și să coordoneze activitatea Consiliului, a comisiilor și să apuce de treabă. Și consilierii să fac și treaba acolo de unde sunt, în satele respective, să dea niște, să vină cu informații, să facă proiecte de hotărâri, să le treacă prin Consiliu, să vină prin comisii, prin Consiliu. Să știți că o inițiativă de proiect de hotărâre trebuie să aibă bar de două, să vină și inițiatorul să demonstreze în Consiliu, să vină și comisia, să vină și ea la rândul ei, să vină cu punctul ei de vedere și până să vină la vot, să se facă votul cum trebuie. Păi am văzut și eu acum astăzi. Facem rigole, iar la Bișchier s-a făcut șoseaua, s-a făcut betonate șanțurile, dar nu s-a făcut trotuarele, nu s-a refăcut trotuarele. Cum să treacă cetățenii, trebuie să mergem ca mașinile, da? Să ne uităm în stânga-dreapta, să suntem peste noi, că acum circulația e mare, mașinile sunt multe. Deci, ca să vedeți cum se face trebuie pe dos. Eu asta vreau să vă cer. Hai să facem un regulament funcționare a Consiliului Local constituțional și să mergem ca lumea. După 30 de ani de zile, eu am experiență. Nu, să nu credeți că 8 ani de zile e așa cum un an, doi. Președinte, vreau frumos dumneavoastră din o solicitare și de-a citire solicitare, că eu n-am înțeles-o. Poate nu eu înțeles-o, dar cum scris-o. Eu serios, nu. Hai, da, să o citim. Nu sunt înțelegeți. Nu sunt înțelegeți. Da. A spus că da, să fim transparenți. Care este prima? Deci, am spus, senatul Mitrăuș Mihai, fost consilier local după Revoluție, din 90, până în 2000, 92-2000, nu m-am referit la această opinie asta, dar ce-o fără? Două discuții. Hai să-l ascultăm. Soriți prin prezență să fac voluntariat la Consiliul Local cu voci, pentru binele cetățenilor și respectarea Constituției și legilor țării. Conform Constituției, articolul 1, 4, 5, Consiliul Local al Comunii Buhoci este putere legislativă a OATC-OAT. Buhoci? Sunteți de acord? Cu toate cele ce privește Constituția și legile țării, dar bun. Și am zis că să vin, dar nu ai cu cine discuta, pentru că Consiliul Local nu are un șef. Cu cine se discut? Este un președinte, are program. Eu vreau să vă ascult. Uitați, vă duc cum intervine. Da, da, da. Nici eu n-am înțeles. Am participat la ședința trecută și s-a dezbătut printre punctele importante voluntariatul. S-a angajat oameni să fie voluntari. Domnilor, a fi voluntar, a fi să pornească din inimă și din suflet, nu trebuie plată. Deci voluntarul nu trebuie plătit. Trebuie să vină singur, de la sine puterii, nu remunerat cu plată de la fond social sau eu știu ce alte metode. Problema parcării care am ridicat-o, deci fi moartă, s-o poate opri. Dacă se pune o țeavă mai groasă și se acoperă cu un pic de ciment în zona grădiniții, ca atunci când vine tramvaiul de Bacău să ocolească, să intre puțin în partea dreaptă, să poată coborâ lumea, că nu toți șoferii opresc în dreptul bisericii. Eu vă spun din experiență, pentru că am căzut...
Da, am căzut în șanț când am coborât din mașină. O remarcă vreau să mai fac. Dumneavoastră, domnilor consilieri, veniți la primărie pentru bani, ce faceți pentru comunitate? Fiecare dintre dumneavoastră, ce faceți pentru zona, pentru satul în care vă aflați? Nu mi-o luați în nume de rău. Eu am o vârstă, am o pensie, cât de cât mă descurc. În fața casei mele șanț, am datoria să-l curăț. Am datoria să curăț și iarba de lângă gard. Dincolo de șanț spre șosea, domnul viceprimar, cine trebuie să tundă iarba aceea? Tot eu? Consilieri. Nu consilieri. Sunt oameni la primărie nu dispuși să primească sarcini de genul ăsta. Ca să vă spun în mare parte ce vreau să fie. Nu, scurt, da sau nu? Nu trebuia păcălănie, nu, puțin, da sau nu? La anumite proprietăți unde există proprietate să-și facă singuri. Dar nu și în stradă, nu și în stradă. Nu, în stradă nu ne-a făcut treaba, chiar îl felicit pe nu, un judecător care în dreptul meu a fost voluntar și a s-a ocupat de treaba. În dreptul meu nu s-a făcut. Poate să confirme. Domnul, nu s-o dubișteală, chiar îi mulțumesc. O făcut, dar la mine nu este făcut. Deci, orice consilier trebuie să aibă conștiință să facă ceva pentru comunitatea din care face parte. Nu numai să venim la ședință, să aprobăm, să dezaprobăm, să ne certăm. Nu mi-o luați în nume de rău. Nu sunt din localitate, dar mă doare, eu iubesc satul ăsta. Și pe dumneavoastră vă respect. Schimbați-vă atitudinea, fiecare să facă ceva. Și eu, ținând cont, eu n-am făcut politică, sunt fică de teaburi și n-am fost nici membru de partid. Am apreciat foarte mult, nu mi-o luați altfel și nu interpretați, membru de partid n-am fost, după Revoluție n-am făcut politică. Din întâmplare, soțul meu, foarte bun prieten cu domnul Mocanu și datorită soțului meu, am intrat în politică, așa zis. Mi-am dorit să fiu consilier. De aia am mers și eu cu domnul Mocanu, l-am însoțit, să nu fi interpretat altfel, mi-am dorit să fiu consilier. Pentru că am ce spune. Și am apreciat la domnul Mocanu că vine o doamnă bătrână, o bătrânită de la Dospinești, care vrea să aprindă o lumânare și își trage sufletul, mai stă pe o băncuță. Făcută, pe cât m-am interesat, din banii personali al lui domnul Mocanu. Este lumină, s-a abăruit din bani personal WC-ul, nu-i aduc laudă, dar este o constatare să nu fie interpretat altfel. În cimitir bănci, chiar nimic nu se face pentru țara asta. Și nici pentru bătrâni, domnul primar, nu vreau răspunsuri, nu vreau niciun răspuns. Este constatare personală. Și Lucian, când trăia nea popa și veneai la poartă, spuneai să rămân, acum nu mă vezi. Deci a respecta pe cineva înseamnă a te respecta pe tine. Și vreau să răspund și eu, bă, ce se poate. Poți ține, domnul Lucian? Nimeni nu înseamnă să facă voluntariat gratis. Mașinile au costuri. Motorina costă. Să nu credeți că ONG-urile astea, care spune organizație non-guvernamentală, nu este plătită de cineva. E plătit. Alea se adună bani. Fiecare om trebuie să contribuie ceva, așa cum s-a cerut și în proiectul ăla. Da? Deci, bani pentru băia de la DEI, de la Bacău, pe ea s-a cerut pentru ca niște oameni să poată să prindeze lucrurile astea. Nu vreau să-ți fac o comentare. A fost vorba de incendiu și trebuiau căutați oameni să stingă focul. Am fost oameni. Da. Și nu trebuie să plătească nimeni benzina. Dar sunt oameni din sat care se conduce, s-o fac în voluntat? Deci, persoane care sunt prinse ca și voluntar. Nu, n-am să intervin, dar datoria de a interveni revine pompierilor specializați. Noi avem datoria de a preveni cumva în zonă. Dar nu se extinde. Sunt alte atribuții pentru de voluntari. Nu suntem specialiști. Am încercat să găsim specialiști voluntari, dar nu o să găsim niciodată. Domnul, haideți. A
Un voluntar trebuie să deplinească unele criterii. Iar ce vă să fie cetățean al comunității. Am început cu domnul Eftim, interdăm cu domnul Eftim. Nu s-a închis ședința. Două întrebări atât aș mai avea. Așa, scurt. Una scurtă. În ce stadiu este? De asta a plecat prea devreme domnul administrator public. Unde putea spune în ce stadiu este proiectul de care prevedea instalarea sistemului de supraveghere video în comuna Buhoci. Nu ne-a hotărât că nu e important. Unul, dar poate ne răspunde la viitoare. Și doi, întreabă cetățenii din comună, văzând că se acționează, lăsați, domnul primar, întreabă după aia, după ce termin. Se acționează în zona stației de filtrare și tratare a apei, se acționează cu un bol de excavator, se sapă, se drege sau se faci cu gârletul. Ce se întâmplă acolo? Și ca să nu mai intervin ulterior, dacă se intervine pe un proiect sau pe partea unui proiect, că nu știam că e finalizat, ce rost mai are bol de scăpătorul primăriei dacă stă aici și care gunoaiele de la o biserică la alta, în condiția în care noi plătim bol de scăpătoare să apre șanturi, domnule primar? Cum stau lucrurile? Ia spuneți-mi. Nu ați venit comentarii la interpretări de grupa pregătită. Așa, știu. Dar totuși vă rog să le faci. Tot ceea ce se desfășoară ca și proiecte, inclusiv proiectul de supraveghere, la momentul actual este în derulare. Știu. Se lucrează. Știu. Se lucrează de pe partea gospodării de apă, există o societate care își desfășoară activitatea în baza autorizației de construire adusă de domnul Ministru. Consider. Dar dumneavoastră aveți cumva calificări să vă dați cu... Păi v-am explicat. Da, dar veniți în ședință și vă dați numai cu părerea, interpretați și legea. Sunteți cel mai mare specialist. Dar și aruncarea banului public tot așa am făcut? Am interpretat-o sau chiar i-ați aruncat pe fereastră? Nu mai... Spoia la asta, mă refer aici. Domnul Iftime. Câți bani mai doriți să mai aruncați dumneavoastră din banii noștri? Nu știu, eu aș încă pe care i-am dat dumneavoastră. Vă mulțumesc!